Cea de-a treia soție a lui Marcel Toader a vorbit pentru prima dată despre căsnicia cu acesta, dar și despre scandalul în care este implicat el și Maria Constantin. Haideți să vedem ce a declarat. Eu nu am auzit de Maria Constantin până să fie căsătorită cu Marcel, nici nu știu cine e. Eu nu am ce să-i reproșez Marcel cât am fost căsătorit. Eu chiar nu am ce să vorbesc rău despre el. A fost o diferență de vârstă mare între noi. Da. Nu ne-am înțeles, a fost suficient un an să-mi dau seama că nu o să meargă. El mi-a oferit mie destul de multe lucruri, nu mi-a cerut niciodată nimic, nici tatăl meu nu mi-a cerut nimic. Eu pe Marcel acum, sincer, îl văd că suferă. De așa ce? cum Marcel. Dacă ne vedem, ne salutăm, eu nu l-am mai văzut Marcel de la divorț. Dacă întâmplător ne-am vedea, sunt sigur că ne-am salutat civilizat, nu avem nimic de împărțit. Tatăl tău a avut un rol în despărțirea voastră? Nu. Deci a fost numai decizia ta? Da, nu, că dacă el a dat o declarație împotriva lui Marcel și tu nu, e ca și cum el ar fi văzut o altă față a lui Marcel decât spui tu. De asta te-am întrebat. Da, bine, poate tata a văzut altă față a lui Marcel, eu nu pot să știu. Eu, eu aveam 20 de ani. Noi, eu aveam alte viziuni asupra vieții, el avea altele. Dar te-au asta susținut, când te-ai îndrăgostit. Care ne-am despărțit. Pur și simplu s-a terminat, n-am mai mers, îl respect, a fost soțul meu, niciodată nu o să vorbesc de el urât, pentru că nu mi-a făcut nimic, nu mi-a greșit cu nimic. Colegial, amical, cum vrei tu? Amical? Să aibă grijă pe Victor ce femeie și alege și îți dăm succes. Ne pregătim acum să luăm o scurtă pauză.